Un studiu a demonstrat faptul că mersul pe jos aduce o serie de beneficii uriașe asupra sănătății. Mersul în pas vioi înseamnă să mergem cu o viteză de 5 km pe oră. Cu toate că pare banal, mersul pe jos este unul dintre lucrurile cu cel mai mare impact asupra sănătății noastre. Dr. Thomas Frieden, fost director al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, a explicat faptul că mersul pe jos, cel mai apropiat lucru pe care îl avem de un medicament minune. În mod evident, orice tip de activitate fizică este extrem de benefic pentru starea noastră de sănătate. Mersul pe jos, în general, aduce o serie de beneficii suplimentare care s-ar putea să vă surprindă. 8.000 de pași în mers vioi realizat zilnic pot fi un miracol pentru noi, această practică fiind asociată cu o scadere semnificativă a mortalității. Există și o veste bună, chiar dacă nu reușești să faci chiar în fiecare zi cei 8.000 de pași, tot aduci un serviciu corpului tău, dacă reușești acest lucru, măcar câteva zile săptămânal. Persoanele care fac asta sunt de asemenea mai puțin susceptibile de a muri pe o perioadă de urmărire de 10 ani. JAMA Network Open a publicat un studiu care a demonstrat că pe parcursul a 10 ani de urmărire, persoanele în vârstă de 20 de ani sau mai mult, care au făcut 8.000 de pași sau mai mult într-una sau două zile pe săptămână, au avut cu 14,9% mai puține șanse de a muri în comparație cu persoanele sedentare. Mersul pe jos îți poate salva viața. De asemenea, a fost remarcată o reducere cu 16,5% a riscului de decese atunci când efectuarea exercițiilor fizice era extinsă de la 3 la 7 zile pe săptămână. Același tipar a fost remarcat și în cazul persoanelor care au crescut numărul de pași de la 6.000 la 10.000 de pași. Alte cercetări făcute în trecut au constatat că riscul de deces poate scădea atunci când persoanele mai tinere de 60 de ani efectuează până la 10.000 de pași pe zi, iar în cazul celor de peste 60 de ani, acesta scade atunci când merg 8.000 de pași pe zi. Mersul în pas vioi înseamnă să mergem cu o viteză de 5 km pe oră. Dacă poți spune versurile unui cântec, dar nu le poți cânta, înseamnă că mergi cu pas vioi. Studiul actual a comparat datele din Studiul Național de Examinare a Sănătății și Nutriției din Statele Unite ale Americii din 2005 și 2006 cu Indexul Național de Decese până în anul 2019. Acesta a încorporat date de accelerometru de la 3101 participanți în vârstă de 20 de ani sau mai mult și a fost un eșantion reprezentativ la nivel național. Participanții cu cele mai multe șanse de a face 8.000 de pași sau mai mulți în fiecare zi aveau mai multe șanse de a fi tineri, de sex masculini, hispanici, asigurați și căsătoriți. De asemenea, de obicei, aceștia nu fumează niciodată și aveau mai puține șanse de a fi obezi. Relatează romania.tv.net.